Bună seara! E trecut de ora 7 și ca în fiecare seară în zile de lucru vă invităm să punem țara la cale, să ne verificăm frecvența de undă verde, să ne comparăm opiniile ca din polemici, din dispute, să aflăm care e adevărul. Asta facem deja a doua lună cu membrii și simpatizanții ai Partidului Verde pe platforma Facebook a Partidului Verde, pe paginile mele de Facebook. Eu sunt Oleg Brega, moderator al acestei emisiuni de la început și până acum. Unul dintre participanții din trecut a fost, iată, prezent aici de față și Alex Stan. Chiar și aseară am avut cu el o discuție pentru că locuiește în sectorul 5 și avem împreună un fel de sarcină, un fel de deziterat să constituim organizația locală a Partidului Verde în sectorul 5. Ne gândim să consolidăm și organizația municipală București a Partidului Verde. Și Alex mereu mă întreabă, oare, băi Oleg, de ce atât de relaxat, de reticent, de speriat reacționează oamenii? Și văzând eu această atitudine filozofică a lui, când într-un cot, când în altul, i-am zis, ia hai în emisiune să exprime asta public, să încerci să-i faci și pe oameni să se gândească asupra acestei stări de fapt. De ce oare mai mult de jumătate de populație nu iese deloc la vot și după aceea se miră cu, oh, ia uite ce au votat ignoranții ăștia, pentru că tu ai stat acasă și n-ai vrut să participi la vot. Sau alții cred că, e, dar votul meu nu contează și atunci se duc și votează pentru cine are mai multe șanse, de exemplu, de felul ăsta, sau e, nu mă bag în politică că politica e murdar. Bun, nu te bagi tu în politică, fac alții politică. Nu e așa? Că da, trebuie să ne luăm soarta în mâini. Păi asta este și acum tu ai prezentat-o ca pe o chestie filozofică. Acum aș bucura să fie așa, care însemna că problema e, cum să spun, filozofia existând de când lumea și pământul, atunci problema este foarte adâncă, da. Eu cred că e mai mult o problemă de logică. Și logica e în felul următor. 50%, să spunem așa, după ultimele alegeri, dintre cei cu drept de vot nu au participat la alegeri. Ok, pot să găsesc motive, pentru că sunt la îndemâna oricui. Nu mai au încredere în clasa politică. Unu, evident. Sunt acaparați de probleme și nevoi și așa mai departe, încât combinat cu ce am spus la punctul 1, nu văd rostul pentru care să meargă la vot. 3. Mulți gândesc că nu vor să legitimeze prin votul lor oameni pe care poate la momentul când îi votează i-ar vota pentru că le-au promis anumite lucruri, dar când ajung după aceea să pună mâna pe putere sau poate nu neapărat pe putere, dar să aibă anumite pârghii prin care să poată lua niște decizii, să legifereze anumite lucruri, apar ca făcând cu totul altceva decât au promis în campanie și atunci ei au teama asta ca, domnule, nu vreau să dau votul meu cuiva, că altfel mă simt, în felul ăsta mă simt și eu vinovat. Bun, dar și am putea să mai continuăm să fie motive, dar de ce spun că trebuie să o luăm pe firul logicii? Păi bun, dacă acești oameni nu merg la vot din motivele expuse, ei cum văd că s-ar putea schimba ceva în țara asta? Așteaptă o minune, da? Un miracol, să vină un mântuitor și să-i mântuiască, să vină un nou Iisus Hristos, după care o să-l răstignească ca fiind, nu știu, trădător sau mincinos sau fals Iisus Hristos și să aștepte alt Iisus Hristos. Asta adică e un model creștin, religios. Da, eu sunt deschis, adică, cum să spun, nu am pretenția niciodată că, chiar, nu numai că n-am pretenția, chiar știu că nu le cunosc pe toate și dacă ei au gândit un alt mod prin care vor reuși în următorii 5-10 ani să ajungă să schimbe lucrurile, făcând altceva, nu neapărat deșind la vot sau susținând niște partide noi sau orice, niște oameni independenți, în orice caz, alți oameni decât au fost până acum, chiar sunt receptivi, adică chiar aș vrea, nu știu, Oleg, să ieșim pe afară, să-i găsim, că ne ieșim din izolarea asta și să-i întrebăm direct în stradă, băi, oameni, nu când... Bun, glumim și puțin, mai departe. Unii au scuza că eu sunt artist intelectual și nu mă bag în viața politică, alții zic că e business și business-ul
preferă liniște și neimplicare și fiecare are câte o scuză să nu se implice. Dar după aceea ponoasele le tragem toți, indiferent dacă suntem intelectuali sau dintre aceia analfabeți Funcționați. funcțional, cum se vorbește foarte des despre chestia Da. asta, că citim și nu înțelegem sau ni se vorbește și nu deslușim mesajul. Păi hai să vorbim de artiști, că ai menționat foarte clar, dar eu tot mi-am terminat ideea de mai devreme, dar facem paranteza asta și merg pe firul ei cu tine. Artiști, de ce vorbesc? Am mulți prieteni și eu artiști. Eu am lucrat în televiziune la 18, 19, 20 de ani într-o televiziune muzicală, de tine știe toată lumea și tu ai făcut chiar și universitate și arte și așa mai departe. Președintele nostru al partidului este un om De cunoscut televiziune și și ar fi artist și de cunoscut de teatru, tele da. și nu, și de teatru. Și de Bun, film, da. artiști. Păi am mulți prieteni artiști care fix ce ai spus tu spun, domnule, lasă-mă că hai te rog eu frumos, nu vorbi de politică. Păi și spun, păi stai mă puțin, ție, nu-mi convine, nu vezi, toți analfabeții ne conduc, toți impostorii. Păi bine, și nu vrei să vorbim un pic, să vedem, nu te deranjează așa? Păi, cum să spun, am trecut de faza aia, da, eu fac un dialog virtual aici în care îi îmi răspund. Am trecut de faza aia când nu mai îmi pasă, nu vezi că nu putem să schimbăm nimic, prefer să stau în colțișorul meu acolo. Și atunci când îmi spun asta, vin și le spun, păi da, dar vezi că în colțișorul al tău s-ar putea la un moment dat să vină o ordonanță militară care spune așa, toți care stau în colțișor să-i facă un pas în față, să iasă înainte, că trebuie să-i urcăm în tren, să-i ducem la gazare. Sau să dăm o ordonanță militară să-i vaccinăm obligatoriu. Adică s-ar putea să derapeze și mai mult lucrurile, da? Sau Bun, și iată să asta vină închidem Florin paranteza. Călinescu și să-i scoată obligatoriu la vot. Da, adică, știi, înțeleg, dar tot mai mă aștept de la artiști care, în general, sunt oameni care au ceva în creier, da? Nu te aștept să fie niște oameni oropsiți ai sorții care au crescut, poate au avut o copilărie foarte grea, n-au avut șansa pentru educație și așa mai departe. Te aștepți de la ei. Și nu înțeleg, de asta și vreau pe viitor, chiar aș dori, nu cu forța, că nu o să putem cu forța, dar cu vorba bună, să aducem în emisiune anumiți artiști, acești atei ai votului, a ieșirii la vot, dacă pot să-i numesc așa, și să avem o dezbatere cu tot cu avocatul diavolului și așa mai departe cu ei, să vedem efectiv dacă ajungem la un anumit consens la un moment dat, pentru că cel puțin mă aștept să fie oameni cu care pot să porți un dialog. Dar aici închid paranteza asta mare și vreau să continui pe firul logicii de care spuneam mai devreme. Ei bine, acești oameni care nu ies la vot, nu votează, dar care s-ar bucura ca o altă forță nouă, politică, să spunem, să reușească să apară, să se lupte cu clasa politică veche. Vezi ce s-a întâmplat cu USR, ce s-a întâmplat la momentul când au fost votați, că între timp au deviat și au derapat foarte mult și probabil își pierd foarte mult din electorat. Dar a existat acel entuziasm, da? Adică, vezi, au ajuns la un anumit procentaj, înseamnă că o anumită masă de oameni a ieșit și s-a mișcat. Și eu am simțit și eu asta din mediul online și nu numai artistic și așa mai departe. Bun, hai să o luăm pe firul ăla logic, da? Să ne gândim noi, uite, care noi deja am luat o decizie să venim spre politică. Păi noi, oamenii ăștia tineri, sau de diferite vârste, dar care intrăm în politică cu inima curată, cu gândul curat, nu cu ideea de a ne îmbogăți, de a ajunge și noi pe un scaun călduț, de unde după aia să ne construim niște palate și să facem niște combinații la nivel înalt, da? Noi pornim cu gândul și o să vreau să rămânem acolo și atunci, cum să spun, dacă pot să fac o promisiune, acum mi-o fac, am făcut-o înainte în fața familiei și în fața apropiaților, nu? Și a Partidului Verde sau așa mai departe, păi dacă deviez la un moment dat, îmi puși în ghilimele, că nu sunt, dați-mă deoparte, pentru că Telefonul? nu rezolvăm nimic dacă ajungem din ciocoi noi și noi ciocoi vechi. Bun. Și atunci, cum își imaginează ei că un astfel de om nu poate la un moment dat să cedeze, gândindu-se, păi pentru ce îmi arde neuroni, pentru ce îmi fac nervi zi de zi, pentru ce mă lupt și îmi pun chiar de multe ori poate viața în pericol, că dacă ajungi la un moment dat la un nivel și începi să te iei de toți securiștii care fac fel de fel de lucruri, vezi multe cazuri care s-au întâmplat la noi și cu morți suspecte de după Revoluție, care erau cum să spun, erau în martori, în dosare cheie ale Revoluției. Vezi chiar și în zilele recente, fel de fel, ce mai nou, Hexi Pharma, etc. și așa mai departe. Și pot să spun mult mai multe. Deci Alex, ajungi tu să te pornești de la pui. premiza că toți oamenii sunt bine intenționați și sinceri.
și bine instruiți și profesioniști la locul lor, când de fapt oamenii sunt atât de diferiți și un om chiar bine intenționat poate să facă atâtea rele la locul lui de muncă sau în afara lui, încât nu-ți vine a crede de ce România e atât de tembelă. Uite, aici de față, Eugen Trif a intrat acum cu noi și mă bucur că a intrat. Azi l-am văzut pe un grup, pe un grup de Facebook cu 23.000 de oameni. A publicat o știre despre cum ONG-uri de romi cer președintelui Iohannis și probabil premierului ca să-l dea afară pe Traian Berbeceanu și pe ministrul de interne, pentru că pe mesajele lor publice pe internet au incitat la ură și la violență împotriva romilor. Și omul a avut o intenție foarte bună. Știrea, am citit-o, era destul de neutră, corectă, nu erau termeni dintre cei, niște țigani au violat, tot așa, cum sunt unele. Și din cea, primele reacții ale lui Eugen Trif, am văzut că intenția lui e bună. Ce copii s-aud acolo? Poate la mine. Ok. Da, mă temeam să nu fie niște intruși. E regulă. Nu. Deci o să te rog, Eugen, când nu vorbești, să închizi microfonul ca să nu-i bruiezi pe alții. Ok. Și mesajele care au urmat, reacțiile care au urmat la acea știre sunt descurajante, revoltătoare. Cei mai mulți, 90% dintre români, au mesaje rasiste, chiar neonaziste. O femeie care pare intelectuală, care a terminat facultatea, a zis acolo să-i adunăm pe toți într-o groapă, să le dăm foc, și chiar și unor români, nu doar romilor, să le dăm foc. Vă dați seama, în anul 2020, o femeie cu ochelari pe față care lucrează în Europa scrie public chestia asta și ea crede în chestia asta. Vă dați seama cât de periculos e? Și omul avea intenții bune. Și omul avea intenții bune. Și uite ce reacție a avut. Dar tu pornești de la ideea că toți oamenii sunt bine intenționați, toți sunt niște drăgălași. Nu pornesc de la ideea asta. Eu vreau să le pun o întrebare, le adresez direct o întrebare și le spun așa, măi, oameni buni. Și mă adresez celor care sunt pasivi, care până acum au fost pasivi și am dat exemple aici și artiști și oameni mai simpli și așa mai departe. Și am explicat de la început, ca să fie și eu gen la curent, că le înțeleg într-o anumită măsură motivele, neîncrederea în clasa politică totală, dezamăgirea în toți anii ăștia și așa mai departe. Dar vreau să le adresez întrebarea, măi, voi cum credeți că niște oameni care pornesc cu inimă curată și cu suflet și la drum, pot și ei ajunge, că suntem oameni, nu suntem roboți. La un moment dat, când vezi că lupți cu monstru, că luptăm cu niște monștri, ăștia, de exemplu, PSD, PNL, toți aceeași mizerie, da, cum e sloganul ăla, păi vezi că sunt înrădăcinați, au acolis politici, e foarte greu. Speranța asta că dispare PSD-ul, e mai jos de 15-20%, nu o să aibă nicăieri, păi ei votează în continuare lumea, că sunt acolo ancorați politic. Dar problema noastră e... Așa mai departe. Alex, problema noastră e... Scuză-mă un minut. Scuză-mă un minut, că tot deviez, eu fac prea multe paranteze și nu-mi termin întrebarea. Și eu vreau să-i întreb, măi, oameni buni, voi cum credeți că noi, niște oameni care pornim la drum, cum am spus, cu gând curat, nu există riscul să cedăm și noi la un moment dat să ne punem întrebarea rezonabilă, băi, să merită, că fiecare dintre noi avem familie, copii, băi, să merită să-mi bat capul, să-mi omor neuronii zi de zi, să-mi fac nervi cu fel de fel, unul sau altul, să-mi pun chiar viața în pericol, cum spuneam mai devreme, pentru ce? Ca să mă lupt pentru a le face bine tuturor, iar din această mulțime tuturor, ei, aceștia care sunt pasivi, reprezintă un număr foarte mare. Și îmi pun întrebarea asta rezonabilă, se merită efortul ăsta? Și bănuiesc că vi-l pune și voi. Și întrebarea asta aș vrea să le adresăm lor. Și fără să... nu-i cert, dar aș vrea să înțeleagă că există o anumită, adică sunt niște oameni acolo care își pun energie, timp, chiar viața pentru binele comun. Și mi se pare, cum să spun, hai să găsesc un cuvânt, mi se pare, să găsesc un cuvânt dulce pentru chestia asta, care să nu îi deranjeze. Mi se pare o nedreptate, nu știu, nu-mi vine. O nedreptate, adică unii să se zbată atât de mult și alții să nu facă măcar minim efort să se ducă la vot. Odată la nu știu câți ani. Eu cred că mai important decât faptul de a te zbate, de a încerca să faci ceva, e faptul de a face ceva pe baza unor principii, valori și în cadrul legal. Pentru că și cei legionarii, noua dreaptă, partidele
extremiste, ei tot vor să facă ceva. Și Hitler a vrut să facă ceva, nu? Să asigure supremația rasei ariene. Și Antonescu a impus dictatura ca să funcționeze guvernul. Și funcționa foarte bine cu fraite sau un guvern, au impus dictatura, au exterminat evreii, pe romii au dus după Nistru. Și era aproape fericită România, da? Numai aproape fericită, pentru că s-a constatat că dacă îți bat joc de câteva categorii etnice și sociale, e ca și cum ți-ai bate joc de toată lumea. Și s-a demonstrat că dictatura nu e bună, așa metodă nu e bună. Deci nu contează intențiile bune, contează și felul cum o faci. Eugen, te-ai așteptat la așa reacții pe grupul cela? Nu e așa că altă dată o să fii mai atent? Să știi că nu chiar la așa reacții nu m-am așteptat, dar oricum știu că în grupul ăsta sunt de mult. Dar cum se numește grupul? Grupul oamenilor de treabă sau ceva de felul ăsta? Grupul oamenilor cu bun simț. Poftim! Da. Bun simț, da. Îi adunăm pe toți într-o groapă și le dăm foc. Ăsta e bun simț la ea. Grupul e administrat de persoana care are și pagina cu generația Facebook și nu mai știu cum, în fine. Dar el, cum să zic, persoana respectivă, am interacționat cu ea de multe ori pe internet, are o gândire sănătoasă și așa mai departe. Numai că oamenii care aderă la grupul ăsta te lasă un pic cu, cum să zic, cu gura căscată. Deci, nu toți dintre ei, dar acum, în momentul ăsta, când au apărut pe Facebook, aici, că ăsta e, cum să zic, motorul la toate nebuniile, au apărut atâtea live-uri în care, să zicem, persoanele de etnie romă apăreau și făceau atâtea scandaluri și așa mai departe. Te mai lasă un pic, știi, cum să zic, îți mai mișcă un pic neuroni în cap, dar nu în atâta încât să te apuci și să spui, hai să-i împușcăm. Am mai văzut un comentariu în care unul scria că gloanță 7,62 avem și l-am întrebat, bă, dar i-ai împușca? Și eu răspunde, da, hai, bine, zic, vezi, poate îți vin și ție mascață la ușă. Exact, o să fie următorul, probabil, pe diverse criterii, că ești roșcat sau că ești creț sau că ai barbă, o să găsească un motiv pentru care să te extermini, că nu ești rasa curată și tot așa. Dar acolo, în discuțiile, în comentariile respective, eu m-am explicat la multă lume de ce fac și ei treaba asta. Lăsăm la o parte faptul că sunt foarte mulți dintre ei care, să zicem, au, cum să le zic, vilele alea mari, și cu o grămadă de turnuri și turnulețe și așa mai departe, aia le vine din, nu știu, din istoria lor, să zicem. Da? Și oricum e greșit, dar, să zicem le, lor, pentru că câți au turnulețe, câți au vile? Păi câți, 3%, câți, exact tot atât au castele dintre români, probabil, nu? Și dintre ucraineni, dintre ruși. Adică nu poți să zici că toți au vile, că toți o duc bine, că-s comerțani. Cei mai mulți mor de foame, vai de capul lor, ca și românii din Vaslui, ca și românii din Telorman. Da, dar am impresia că ei sunt foarte, foarte multe comunități care sunt mult mai rău decât astea pe care le-ai enumerat. Pentru că, uite, îți dau exemplu la mine în sat pe care îl cunosc, satul de unde provin eu. Da? Au fost folosiți, și asta o spun cu toată răspunderea, au fost folosiți doar ca mașină de vot și atât, altceva nimic. Așa sunt folosiți mereu, Eugen. Da, așa, dar, sunt folosiți mereu. Da, dar, așa sunt folosiți toți oamenii săraci, credeți-mă, nu numai romii. Cunosc primari de la mine din comună care au ajuns primari prin modul de acțiune în felul următor. Se ducea la magazinul sau la birtul din sat și sta de dimineața de la ora 10 până seara la ora 8-9 în magazin sau în birtul respectiv. Și cum intra un cetățean din ăsta de etnie romă, îl întreba, hai, nu vrei o bere, nu vrei, eu mai știu eu ce. Eu cred că îl întreba pe orice sărac dacă nu vrei o bere pentru vot și nu-l alegea după etnie. Pe orice sărac îl întreba dacă îl poate cumpăra cu o bere. Și de acolo el a ajuns să câștige alegerile dintr-un singur tur cu 70% din voturi.
Atunci despre ce vorbim? Dar chestia lui că în timpul ăsta când ei îngurgitau o bere sau știu eu ce îngurgitau, respectiva persoană începea să le enumere. Păi știi, dacă ajung eu primar, vă fac aia, vă dreg, vă învâr, vă sucesc, vă... Dar de fapt nu le-a făcut nimic. În sat la mine gazul a fost extins în anii 90, 92, 93, nu mai țin bine minte, în care noi toți cetățenii satului și al comunei am plătit. Am plătit pentru el de la, nu știu, de la județ sau de la prefectură sau așa mai departe, n-am fost ajutați, poate, cum să zic, cu pusul la o ștampilă, poate o implicare și atât, din asta. Apa, la fel. Am dus-o pe banii noștri. Să-l salutăm întâi și pe Gabi din Suedia, care a intrat cu noi, și să-l avertizăm că e răsturnat. Dacă e pe telefon, să pornească rotirea automată a ecranului, că altfel o să stea așa pe o coastă. Da. Decât dacă vrea să aibă un discurs anapod, așa, poate să întoarcă și picioarele în sus, că e mai interesant. Da. Hai că până setează Gabriela, aș vrea să mă leg de ceva de ce a spus Eugen, pentru că să nu-mi iei ideea. Păi cum facem cu oamenii ăștia care votează pentru o țuică și care sunt atât de ușor, eu înțeleg că sunt săraci, dar sunt manipulați și eu consider că noi suntem furați indirect. Adică, cum să spun, ar trebui măcar să ne luptăm. Bine, e o aberație ce spun, dar de dragul logicii și a explicației a spune așa, adică decât pulat atât de ușor cu o țuică sau cu ceva de băut sau eu știu cu o pungă de zahăr fix la alegeri ca să fie, ca să voteze cu un partid de ăsta din clasa veche, mai bine mă lupt să n-aibă drept de vot. Încă o dată, e o aberație ce spun, dar o spun de dragul logicii, da? Adică nu mi se pare nici, mă simt furat. Eu ca cetățean care totuși mă simt furat, adică nu pot să tac. Nu pot să tac așa și să accept chestia asta. Cum găsim niște soluții să facem? Ne facem niște comisii să fim în fiecare comună sau cât putem avea acoperire pe plan local? Să fim acolo, să... Da. Soluții, după părerea mea, în timpul imediat următor, nu cred că se pot găsi. De ce? Lipsa asta de educație, mai ales la segmentul ăsta de populație, lipsește cu desăvârșire. E crunt. Și dacă te duci la segmentul de la 50 de ani în sus, deja pe ei nu-i mai poți schimba sub nicio formă. Iar cei care participă constant și se duc la vot, sunt tocmai ei, tocmai cei care sunt trecuți de 50 de ani. Și ei se duc, exact. Dacă cineva vine, eu vă garantez, m-am înscris și eu, am aderat la Partidul Verde și vă garantez că dacă putem face un sondaj de opinie, dacă vreți sau nu știu, dar dacă cineva din conducerea partidului, chiar și domnul Florin Călinescu, ar ieși în față și le-ar spune și ar face o propagandă din asta lipsită de orice de orice palpabil real și să le spună, uite, dacă noi ajungem la guvernare, exact cum a făcut PSD-ul, vă dăm, nu știu, 5 milioane, 500 de lei la pensie, eu vă garantez că va crește partidul în sondaje de nu o să ne vină să credem la toți. De ce? Pentru că oamenii sunt foarte săraci, oamenii care sunt pensionari să uită că îi trebuie banul ca să mănânce și să-și cumpere medicamente, iar astea au prețurile crescând galopant, 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 galopant. Dacă acum, pe timpul ăsta de criză, un kilogram de făină a crescut, nu știu, medie cu un leu și ceva la kilogram, acest preț va rămâne și peste 5 luni și peste un an, pentru că nu va mai veni înapoi. Chiar dacă pe piață va apărea surplus. Exact deci... cum s-a făcut reducerea aia, cum îi spune, la TVA, pentru pâine, pentru ulei, pentru mai știu eu ce, în care pâinea, nu știu, eu
când eram în România, cumpăram o pâine care costa 4,50 lei, s-a redus TVA-ul de la 23 sau cât era atunci la 9, dar prețul tot ăla i-a rămas. Nu s-a schimbat nimic, nu s-a ieftinit nimic, nu... Deci e clar că legea nu ne permite să interzicem accesul la vot romilor sau bătrânilor. De aceea trebuie să găsim alte soluții, să-i educăm și să-i scoatem din sărăcie pe toți. Soluțiile în care, sau care le văd eu, este, nu știu, cineva care chiar vrea să conducă și să vie pentru țară, să guverneze pentru țară și pentru cetățean. Cred că s-ar trebui să se facă, nu știu, niște... îmi scapă și mie acum cuvântul, să se facă o educație din asta civică, în care să-i se spună la om, bă, uite, nu se poate construi o economie puternică de pe un an pe altul. Cine vine și îți spune astăzi că mâine îți dă un leu, te minte, pentru că nu are de unde, nu există. Nu se poate, dacă noi suntem 19 sau 20 de milioane de cetățeni, din care 7-8 cât om fi plecați nu știu unde. Din aia care au rămas în parte în pensionari și în minori care nu pot să muncească. Deci tu nu ai o susținere a economiei și a ceea ce spui tu că îți mai dau, îți mai măresc, îți mai fac. Nu se poate. Eu spun următorul lucru. Spun așa că lupta noastră aici trebuie să meargă pe două fronturi. Unu, trebuie să găsim niște măsuri prin care să putem să, nu știu dacă penal să le facem plângeri, dar trebuie să-i, cum să-i spun, să luăm atitudine împotriva partidelor care își câștigă electorat pe pomeni și pomeni mai ales făcute în prag de alegeri. Da? În paralel cu varianta 2 pe care ai susținut-o tu, da, să încercăm să creștem nivelul de educație al populației, dar aia vezi că se întâmplă foarte rar, să-i facem pe oameni să înțeleagă că bucurându-se acum că îi aduce unul o sticlă de ulei, de fapt nu rezolvă nimic. Acolo eu am o perspectivă și anume că educația asta ar trebui să urmeze arborele ăsta care este stâlpul oricărei societăți și anume familia. Adică este familia și mă refer în toate zonele, copil, părinte, adult capabil de muncă și forță de muncă, poate după aceea bunicul copilului și poate și străbunici în cazurile fericite. În felul acesta reușești să, dar nu acoperi tot, dar în felul ăsta dacă pleacă de la cel care este activ, părintele activ, care îl face să înțeleagă pe părintele lui, care deja poate să-i zicem că este la o vârstă mai înaintată și în cazurile fericite și pe străbunic, domnule, lasă că ți-aduc eu ulei, mă ocup eu care sunt adult și muncesc, dar nu mai vota pe ăia doar pentru că vine ei cu o sacoșă la tine. Ascultă-mă și, da, dar vezi că acolo nu-i acoperim pe toți, pentru că sunt mulți în zone defavorizate care poate au speranța de viață mult mai mică. La ei nu mai putem să vorbim de bunici, străbunici. La ei vorbim de copil și părinți. Și acolo s-a terminat firul și ei votează în regimentație. Adică eu nu vreau să denigrez în niciun fel pe rom, dar am făcut așa, am întrebat în stânga și în dreapta oameni și din Oltenia și din alte zone și mi s-a spus, păi vedeți că majoritatea votează ca turma cu PSD. Adică și PSD are 4 ori 6 milioane de alegători. Oare de unde atâția romi? Că nu e așa că au votat și români și maghiari și toate etniile pauperizate și prostite și manipulate? Hai nu mai dați vina, vă rog, pe categorii și așa marginalizate și așa discriminate. Pentru toate păcatele, ei sunt vinovați. Tot timpul, mai ales la războaie, ei sunt vinovați. Îmi asum vedem, Gabi, ce părere are. Azi era o conferință de presă. Servus, dragilor, sper să rezolv și cu lumina aici, să se vadă un pic mai bine, că trebuie să lucrăm verzi, trebuie să lucrezi un pic la calitate. Fiind un partid nou, lucrurile se fac de nou. Eu zic că primul lucru care trebuie să facem este să luăm măsura. Mă înțelegeți? Măsura lucrurilor. Mă înțelegeți? Și cred că trebuie un stetoscop să luăm pulsul. Da, să luăm pulsul și mulțumesc tuturor care distribuie live-urile Verde în Față și a domnului Florin Călinescu și alte materiale care sunt pe Partidul Verde sau Partidul Verde Diaspora. Trecând la tema de astăzi, dragilor,
Eu am venit în acest partid pentru faptul că prin natura lui este cel mai echilibrat și vreau să transmit un mesaj. Acest partid se dorește o voce și o platformă pentru cei care sunt sunt neglijați de către statul român, și aici mă refer la minorități și în special cea rom-țigănească. Și sper că în zilele următoare reprezentanța acestei etnii să vină la noi în micul nostru studio verde în față, să aflăm care sunt problemele lor. Problema aceasta, de fapt, este o problemă care se durește perpetuată de la an la an, mai ales de la an electoral la an electoral. Aici nu este doar vorba de, nu este vorba doar de PSD, că își dorește voturile minorității rom-țigănești. Nu. Tot aceeași tactică au adoptat și PMP, au adoptat și PNL, au adoptat și UDMR și mai nou, dacă nu vine să credeți, chiar și USR, ca să vedeți care este treaba. Deci să nu creadă că, chiar dacă suntem un partid nou, suntem un partid care nu cunoaște, ba da, noi ne interesăm, avem oameni din ce în ce mai mult și salutăm pe această cale, oameni care sunt cu niște expertize deosebite și încet începem să ne clădim o reputație de partid serios. Și pentru faptul că Florin Călescu a ales Verzi, este un exemplu clar că lucrurile se întâmplă în direcția bună. Ce vreau eu să spun? Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că în cei 30 de ani de la Revoluție încoace, toate partidele politice, toți președinții României au fluturat egalitate, soluții și așa mai departe, dar nu le-au făcut. Și aici nu vorbesc doar de problema comunității rom-țigănești și altor categorii defavorizate, fiindcă sărați sunt și românii, și maghiarii, și tătarii de România și așa mai departe. Au neglijat sănătatea, au neglijat educația, au neglijat locurile de muncă, au neglijat tot. Acum, în acest moment, Iohannis este doar un agent al unei firme de plasare a locurilor de muncă care se numește România. Asta este Iohannis și parlamentarii de la noi din România. Nimic altceva. Suntem în an electoral, totul se întâmplă în această logică și noi ca și partid mic trebuie să-mi transmitem un mesaj serios, clar și să spunem, haideți că trebuie că avem soluții. Și trebuie să spunem sincer, Partidul Verde nu are bani, ca să fie clar, da? Nu o să mergem cu plăsuța, nu o să mergem cu uleiul, nu o să mergem cu alte chestii de genul ăsta. Avem un handicap. În condițiile de astăzi, în condițiile de ordonanțe de urgență, nu avem mobilitatea necesară ca să fim văzuți. Este un mare handicap. Și pe fondul acestei stări de urgențe, atât primarii, atât consilierii, atât politicienii din actualul Parlament își permit să se plimbe unde vor ei și să facă ceea ce vor ei. Și poate nu în schimb, noi știm să călărim internetul. Bicicletă în acest... da? În schimb, da, noi știm să călărim internetul. Bătălia. Da, să termin cu o idee. Dacă primari, cum am văzut un primar pe bicicletă, își permite să sfideze starea de carantină. Păi atunci ce să spună un cetățean care nu are ce pune pe masă, indiferent de etnie. Indiferent de etnie. Aici este necazul. Problema lui Negoiță nu era că era pe bicicletă. Problema lui era că era în parc, unde alți cetățeni nu au voie să intre. Da, problema lui era că poate era cu nevasta, probabil. În fine, ca să mai și glumim un pic. Dragii mei, treaba este în felul următor. Chiar și în condițiile acestea, noi trebuie să fim inventivi și să căutăm soluții de a ne face vocea auzită. Și nu se poate face decât urlând în ghilimele în online, făcând petiții și chiar acționând în judecată anumite primării, anumite consilii, etc., etc. De soluții ar fi. Știu, auzi, Gabi, eu vreau să explici tu.
din punct de vedere personal, pentru că noi despre chestia asta am vorbit înainte să intri în emisiune. Spune-ne și nouă, dar și celor care se uită la noi și celor care se vor uita în reluare la emisiune, ce te mână pe tine și de unde îți găsești tu energia să lupți zilnic? Că și tu trebuie să știe lumea, ai un job, da, ai o familie, ai niște copii pe care, de care trebuie să-i, nu numai să-i întreții, dar să-i educi, să-i ajuți să crească sănătos și educați, da? Deci în afară de toate chestiile astea care sunt probleme personale care se lovește oricine, îți pierzi foarte mult timp, energie pentru partidul ăsta. Ce te mână în lupta asta când știi că trebuie să ne luptăm cu un monstru, când știi că sunt atâția oameni nepăsători, pasivi, nici măcar nu fac efort odată la 4 ani să iasă la vot? Nu te gândești și tu vreodată, bă, pentru ce îmi ard neuronii și îmi fac atâția nervi și îmi fac... Ce te mână? De unde ți-ai energia asta? Mulțumesc și mă simt onorat de această întrebare. În primul rând trebuie să spun că eu m-am înscris în Partidul Verde abia în luna noiembrie, deci foarte, foarte târziu, știam că există acest partid, dar înainte am activat, să zic, civic. O spun fără falsă modestie. Mă mână dorul de casă și dorul de o Românie normală. Vreau să văd o România așa cum este în Suedia. Nu este nici Suedia o țară perfectă, să nu avem impresia că wow, mă înțelegeți? Este o țară unde în primii 2 ani, dacă nu ți-ai găsit locul, ori te pleci înapoi în România, ori o să ai o viață decentă în sistemul suedez sau o viață îndestulătoare. O să vă vorbim o dată poate pe chestia asta, fiindcă eu am avut un proiect care l-am desfășurat în Suedia, se numea Primii Pași în Suedia, și unde ajutam noi veniți din România cum să-și caute loc de muncă, documente, acte, etc., etc. Și o să vorbim poate pe tema asta. Bun, revenind la treaba asta, de unde vine energia, vine din alea două chestii care am spus, dorul de o țară și dorul ca să văd o țară normală. Eu nu vreau să-mi piară oasele, să o spun plastic acum, în Suedia. Vă spun clar, eu am vorbit deja cu nevasta și am spus, eu dacă dau COVID-ul popii, pimenului, așa, mă voi muta în România într-un fel sau altul. Că o fi într-un borcanel, că o fi în 6 scânduri, o vedea noi. Partea logistică trebuie rezolvată. Bun, și răspundem și la a doua întrebare, care probabil, de unde ai încrederea asta că luptându-te cu un monstru, când vorbim de clasa politică veche, neavând sprijinul multor oameni care stau pasivi, totuși, de unde ai încredere că la un moment dat atingem acea masă critică și reușim să răsturnăm, cum să spun, să aducem societatea pe drumul bun? Pentru că lumea asta trebuie să înțeleagă că aici nu e o luptă de o lună, un an sau doi ani. Aici e o luptă continuă, cu nervi întinși la maxim, că noi, ca să dărâmăm o clasă politică veche, noi ca partide noi și noi ca Partidul Verde, adică nu realizăm mare lucru cu 5%, 10%, 15%, e un început extraordinar, dar lucrurile trebuie să continue, deci e o luptă de anduranță aici. Da, o să-ți răspund. Domnul Florin Călinescu și cei din staful partidului au spus clar, scopul nostru este ca să ne maturizăm peste 4 ani. Atenție, da? Peste 4 ani. Dar ca să fim maturi peste 4 ani, noi trebuie să începem de pe acum. Coincidența face ca să avem un an electoral și ne vom bate. Dacă nu mergem în această bătălie, nu vom putea fi optim peste 4 ani. Vom învăța din greșeli, ne vom împiedica, da. Vom face bâlbe, vom face poate lucruri care n-ar trebui să se facă. Vom învăța din greșeli și vom merge mai departe. Și încă o chestie. Noi avem nevoie de 1% de oameni buni. Atât. Ca să schimbăm cei 99%, avem nevoie de cam 1% din masa critică sau din masa de români. Și eu unul caut acea 1% dintre oameni care vor să vină în Partidul Verde ca să schimbăm pe cei 99%.
Țin să te Turma, asta contrazic are... aici, sunt avocatul Da, numai diavolului. tu. Vezi că majoritatea decide, nu minoritatea. Pe ce te bazezi când spui că Da, este 1% schimbă așa. 99%? Da, este așa. Da, numai puțin. Revin la exemplele din biblice. Fără să am pretenția, nu cunosc Biblia, deși am citit-o, nu cunosc Biblia. Revin acolo pentru că la unii poate va fi mai simplu. Aveau nevoie de un pastor, de un ghid, în limbaj modern, de un lider, de un grup de lider, de o echipă. Și dacă vezi de mulțimea de oameni, liderul era poate sub 1%, mă înțelegeți? Păstor și lider, El eu cred că conducea sunt poate 1000 diferențe de oameni. esențiale. Păstorul e pentru oi, liderul e pentru persoane cu inițiativă. Tocmai de asta am și făcut această comparație, mă înțelegeți? Ca să se înțeleagă mult mai bine. Fiindcă o să vină probabil oameni cu pretenții care vor să ne flateze cu vocabularul lor și vor folosi tot felul de cuvinte pompoase, management și achievement și din astea, mă înțelegeți? Deci trebuie să le vorbim oamenilor simpli. Și calitatea unui lider este ca el, una dintre calități este că el să vorbească pentru toate nivelurile. Deci, și acum, eu am spus. Să Exact, revenim noi la dacă tema. avem 1% calitate, noi întoarcem regulile jocului și trebuie să mergem la vot și trebuie să ne zbatem noi ca și vot ca să informăm lumea cu privire la înscrierea votului prin corespondență, fiindcă este singur lucru la acest moment care este un fapt. Ne vom bate și pentru votul electronic, dar să vedem, fiindcă alții conduc România, din păcate, cei care au majoritatea, logistica, banii, puterea, administrația. Oricum, la alegerile locale nu va fi acceptat nici votul pe corespondență, care deja este legal și s-a aplicat la alegerile europarlamentare sau doar la cele prezidențiale, și nici eventualul votul electronic. La alegerile locale, cine vrea să candideze sau vrea să voteze, să fie bun, să vină acasă, acolo unde are viza de domiciliu, că numai acolo poate candida și numai acolo poate vota. Dar să admitem că prin minune, acum sau peste 4 ani, luăm jumătate și avem majoritate. Iată tema pe care am anunțat-o din titlu. Cum o să ne comportăm altfel în situațiile în care oamenii au stat o lună în casă și deja s-au săturat și fie mor de foame, fie s-au plictisit și încep altercații stradale. Și iată azi un grup de ONG-uri și persoane fizice au ieșit cu apel către președinte și către ministrul și către premier ca să-l dea afară pe ministrul de interne și pe adjunctul lui Berbeceanu, pentru că prin discursul lor au incitat la violență, la abuzuri și jandarmii cu polițiștii chiar asta au făcut. Mascați și cine a mai participat acolo, băteau oameni care stăteau cu mâinile la ceafă sau stătea pe scaun sau stătea culcat la pământ. Bătea ca în saci de cartofi sau de porumb. Nu e așa că sunt abuzuri și ar trebui să se ia o atitudine hotărâtă, mai ales că sunt abuzuri adresate etnic celor mai vulnerabili. Nu e așa că noi trebuie să ne comportăm altfel? Nu ca actualii și nici ca foștii. Ați văzut ce au făcut jandarmii și polițiștii în 10 august 2018? Vedeți ce fac acum, pe timp de stare de urgență. Nu putem generaliza că toți jandarmii și polițiștii Oleg, sunt așa, dar trebuie să li se dea de sus, de la politică, de la clasa politică, să li se dea un semnal că nu se admite tortura, violența, abuzurile. Da, Alex, pe rând, toți vorbiți. Că e o temă pentru toți. Așa că nu o să rețin microfonul mult timp cu ce s-a întâmplat azi sau ieri. Eu am și spus într-o altă emisiune că încerc să stau cu televizorul închis. Adică eu stau cu televizorul închis, dar mai aud așa frânturi că se uită soția. Dar aș vrea aici să spun un lucru. Noi venim dintr-un stat polițienesc. Da? Noi înainte de Revoluție și după, tot timpul am fost mai mult sau mai puțin un stat polițienesc. Adică în ăștia 30 de ani am luptat în continuu. Bine, uite, aici se văd niște progrese, dar nu am suprimat în totalitate această idee de stat polițienesc. Adică la noi în continuare cum se întâmplă cazuri de astea? Când ar trebui să-și facă treaba, păi m-am lovit eu personal, mi s-au furat niște bani online și am făcut plângere și așa mai departe. Când ar trebui să-și facă treaba, de multe ori polițiștii, în loc să caute pe cel care a comis infracțiunea, a furat sau așa mai departe, încearcă să te convinge pe tine să-ți retragi plângerea. Dau un exemplu. Și spun în online, pentru că media online este foarte ușor să,
să alergi după un infractor după online care fură online, pentru că ai un cont bancar unde s-au virat banii și așa mai departe. Nu e ca un furt de ăsta stradal, unde dacă n-ai o cameră sau n-ai niște martori, poate e mult mai greu. Da? Deci, în schimb, avem exemplu cu 10 august și astea mă refer mai recente, dar avem cu mult în urmă, da, de ce înseamnă intervenții de astea în forță și reprimarea dreptului omului și așa mai departe. Da, deci e o așteptare prea mare, dar o am într-adevăr, ca la un moment dat să vină ziua aia, să scăpăm de această chestie, că vezi tu, statul polițienesc este un tool, așa, nu știu, o unealtă, da, în română, este o unealtă pe care o folosesc guvernele tocmai ca să își țină puterea în frâie. Sau cum se vorbea pe timpul lui Ceaușescu, securitatea e inima partidului care bate, 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 da? Așa acum și jandarmeria. Numai puțin, am să-l completez un pic pe Alex. Trebuie să rețineți că democrația, libertatea de expresie, de când este acest COVID, a fost suprimată în mai multe țări. Mai puțin în țările vestice și mai mult în țările unde venim dintr-o anumită zonă cunoscută pentru tiranie. Acest lucru este prezentat într-un raport al OSCE și se referă la Polonia și la Ungaria. În acest încadrament se află și România, fără doar și poate, și probabil în câteva zile vom vedea un asemenea raport. O companie deloc onorabilă, Polonia și Ungaria, nu e așa? Că două regimuri naționaliste exact. Totalitare. Deci vreau să spun că nu suntem singuri. Să nu creadă că, da, suntem o țară cea mai nenorocită. Nu prea este așa. Este și nu prea este. Să nu, cum să spune, trebuie să scăpăm din această paradigmă, să avem impresia că deasupra noastră este un nor. Parțial este adevărat. Dar dacă noi ca și români nu ridicăm privirea din pământ, nu vom vedea niciodată soarele. Vreau să fac o parabolă aici, că noi trebuie să devenim critici, să devenim autocritici, să ne vedem în oglindă, să tragem pe ceilalți de lângă noi și să alertăm că totul se poate altfel. Altfel vom rămâne în același club și ca națiune, dacă doriți. Eu visez, așa cum au visat și alții, la o altă mentalitate. Și am să cred până în ultima secundă că acest lucru se poate. Poate sunt super optimist, dar credeți-mă, am și doza mea de pesimism în același timp. Este un, cum să spune, un melanjet care trebuie, și aici termin această propoziție, noi trebuie să analizăm fiecare situație în parte. Mă înțelegeți? Deci nu mai trebuie să generalizăm, trebuie să încercăm cumva să structurăm anumite discursuri, anumite mesaje, anumite una alta, fiindcă dau un exemplu, dacă un român face un lucru nasol într-o anumită parte, nu înseamnă că toți românii sunt așa, nu. Se vorbește foarte puțin de exemplele pozitive. Foarte, foarte puțin. Majoritatea măgăriei și, mă scuzați, vedajamentului TV este despre situații excepționale și scandaloase, cum sunt bătăile cu jandarmii, cum i-au călărit pe romi, cum este Vulpiță și așa mai departe. Apropo de televiziune. Este foarte bine și înțelept ca să ne uităm nu mai mult de jumătate de oră la televizor ca să înțelegem ce se întâmplă toată ziua. Eu unul nu mă uit la televizor, vă spun sincer. Foarte citesc bine, pe internet două, trei surse, citesc din presa suedeză sau din alt tip de presă și mie mi-ajunge. Nu mă uit fiindcă mănâncă toată energia pozitivă care trebuie să o dau pentru viața de zi cu zi, pentru familie, pentru copii și pentru acest proiect care îl cred unul de viitor. Mulțumesc! Eugen, dacă vrei să spui ceva. Păi ce să mai spun?
Ce să pot să mai zic? Nu știu ce aș mai putea completa. Pentru că noi suntem, cum ziceam, suntem foarte, foarte jos în ceea ce ține de educație și, repet, educația pe noi ne doboară și noi nu mai putem urca în sus. Sub nicio formă. Le spuneam și la comentariile pe acea postare care, să zicem, nu am crezut că se vor face atâtea comentarii negative sau înspre direcția nepotrivită. Văd, cum să zic, văd indiferența față de cel de lângă tine. Dacă ăla nu poate să gândească mai mult și nu poate să are o poziție socială mai joasă, ceilalți sar pe el și îl termină. Deci nu avem ce să... Ba mai mult, văd tot în presa locală de la Alba, de unde sunt eu, un alt articol de presă scris, în care un patron de etnie romă spunea și el niște lucruri, că, vezi, Doamne, românii au noroc cu ei, cu romii, că ăștia au făcut scandal și de asta se reduce sau se ridică treptat regulile astea sau situația asta de urgență în care îi țara. Doar datorită scandalurilor care s-au iscat între persoanele din etnia romă. Dacă și acel om care, la rândul lui fiind patron, are angajați, poate mai mult sau mai puțin, de etnie romă, vine și ridică această problemă și o ridică în felul ăsta, atunci ce poți să te aștepți de la ăla care trăiește la marginea satului, fără apă curentă, fără canalizare și fără curent, care e foarte important, că sunt foarte, foarte mulți care trăiesc așa, sau dacă îți branșați la energia electrică, îți branșați ilegal, ce aștepți de la ăla? Care, când îl pui, nu știu, îl angajezi și îl pui să semneze un contract de muncă, în loc să semneze cum semnează un om care cât de cât a fost la școală, el vine și îți pune un X. Și și X-ul ăla îl face cu pixul și mâna-i tremură pentru că nu are atâta... Eu îți spun ce aștept. Chiar îți spun ce aștept. De exemplu, nu neapărat de la el, dar aștept de la clasa politică în care, uite, ne includem și pe noi acum, următorul lucru. Aștept să ieșim, să avem puterea să ieșim într-o dezbatere și să spunem în felul următor. Măi, oameni buni, o mare parte sau o părticică din faptul că nu s-au schimbat lucrurile în România în 30 de ani și că ne zbatem în zona în care ne zbatem, nu știu dacă suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană sau la multe chestii, se datorează faptului că acești oameni care sunt needucați, pentru că au, nu știu, o pondere destul de mare la nivel de procent de vot, ajung de fapt să dicteze cine conduce țara. Și nu mai putem așa să stăm la nesfârșit, deodată la fiecare 4 ani, la fiecare 4 ani, noi să suportăm să fim conduși de unii care sunt aleși pentru că alți oameni nu vor să se educe, nu vor să învețe din greșeli, nu vor să... Acum, eu nu vreau să lovesc în ei, dar cumva trebuie ca societate să luăm un pic de atitudine. Eu mă simt furat, deci ăsta e cuvântul ceva, mă simt furat, adică nu cred că e normal, o fi, nu e nimic penal, probabil sunt acoperiți de lege, dar nici normal nu e. Nu este normal să mă conducă 30 de ani cineva care este ales doar pentru că profită de săracii oameni nevoiași, care nu pot să gândească 2-3 propoziții și să, pe firul logic să gândească, băi, am ales și acum 8 ani, și acum 4 ani. Și în afară că mi-au dat o pungă de zahăr de alegeri și o pungă de ulei, n-au mai făcut nimic. Nu are tot din cauza lor, sunt tot aici, în zona asta. Nu are, dacă îi alegeam pe alții, poate aveam și o altă speranță. Noi suntem aici în situația asta. De ce? În 90 sau când au fost... manifestațiile cu prima mineriadă, cred că în 90. Da. Ei, atunci am omorât democrația în România, iar în 98, odată cu arestarea lui Cosma, am îngropat-o. Și de acolo, de atunci, noi suntem în această situație. Degeaba stăm să povestim, deja sunt 20 de ani
în care noi am rămas tot la același stadiu, în care votăm când PSD-ul, păi când eu, Eugen, dar trebuie să căutăm alianța. Soluții. Trebuie să căutăm soluții, pentru că dacă nu le găsim... Dar atâta timp cât nu se respectă traseismul ăsta sau, cum să zic, nu știu, legea parcă este sau nu mai știu, în care să se interzică traseismul ăsta politic și în care să se combine trei partide și să iasă doar unul, cum s-a combinat PNL-ul cu PD-ul, din care oamenii care, să zicem, n-au fost arestați în momentul în care PD-ul a ieșit de la guvernare, au trecut toți la PNL, nu putem să mergem mai departe. Când PNL acum de, nu știu, de ranchiună, de năcaz, de ciudă, sare la gâtul PSD-ului, când ei erau marele USL și conduceau România, și la ce să ne așteptăm? Ăștia doar numai să, nu știu, nu m-aș mira să-i văd, eu să-i văd la o anul dată, pe PNL asta conducând împreună. Nu m-aș mira. Încă o dată, spun așa, PSD, PNL, ce vine, vrei tu, toate partidele, nici nu vreau să le mai numesc, să le facem reclama iurea, oricum sunt cunoscute, ele există, deci înainte să apucă să facă manevre, fiecare combinații, să facă fuziuni, să se mute unii, traseism politic, tu ce spui tu, ele există și sunt în topul politicii românești, pentru că, și aici ajungem de fapt la cauză, și repet ce am spus cu riscul de... mă repeta de enori, dar acolo e că este cauza, profită de niște oameni în majoritatea lor neajutorați, nu doar din etnie romă, din toate, până la urmă, de cetățenie română, care sunt decisivi, pentru că sunt foarte mulți. Noi nu suntem o țară ca Suedia, în care nivelul minim de trai să fie destul de sus. La noi foarte mulți oameni, n-am o statistică procentual, trăiește în sărăcie lucie. Și dacă acei oameni sunt, dau un exemplu, imediat te las, Gabi, că văd că ai ridicat mâna, 30%, 35% din populația României trăiește în sărăcie lucie. Și ei la fiecare 4 ani sunt manipulați de partide. Noi, partide, noi ne zbatem tot timpul degeaba. Adică cumva trebuie să găsim niște soluții, să ne punem mintea la contribuție. Ori la alegeri ne ducem, facem un gard viu. Și pe drumul în care ei merg spre secția de vot, având în capul ei care l-au primit de la PSD, stăm și noi de vorbă cu ei și le spunem, băi, oameni buni, sunteți conștienți de ce faceți? Sau nu știu, adică nu-i... O iau razna, știu ce spun, dar te las, no, Gabi, să spui. Până la urmă, nici comunismul nu a fost o... Gabriel este poștașul care vine cu vești bune, de fapt, așa a început toată povestea. Dragilor, haideți să structurăm un pic treaba. Fac aici haideți să învățăm ceva din fiecare asemenea emisiune, bună rea cum este, fiindcă unii argumentăm mai bine, unii mai rău, dar toți trebuie să plecăm cu învățăminte din fiecare asemenea întâlnire. Și cei care se uită, comentează uneori chiar rutăcios sau nu, îi rugăm să comenteze, să ducă critică pozitivă, să ne ajute și pe noi să ne îmbunătățim. Bun, fiindcă și ei sunt parte din aceeași poveste. Acum 100 de ani, în Suedia, care este de două ori mai mare, era o populație de cam 4-5 milioane. E bine, așa să știți că un milion, în jur de un milion, când era marea foamete, au plecat în America. Mă înțelegeți? Deci au plecat la zero. Clasele sindicale s-au născut acum 100 și ceva de ani. Suedia nu se poate compara cu România. De ce? Fiindcă ei au o
experiență sindicală, au o educație. Și cei care au pus bazele educației și unui stil de muncă, o anumite etice, anumitei etici, au venit din acea parte a societății, clasa săracă, clasa muncitoare care a început să se organizeze. Totul este o problemă de organizare și au făcut lucruri simple, bine structurate și care le-au repetat de fiecare dată. Așa au ajuns să fie o țară structurată. Să nu credeți că toți suedezii sunt filozofi, sunt medici și se pricep la toate. Mă înțelegeți? El o să spună clar, mă, nu mă pricep, eu sunt șofer, sau eu sunt aia, sau aia. Mă înțelegeți? Deci, să nu credeți, deci lucrurile adevărate și pentru țări, o să vedeți, pentru țările dezvoltate, pleacă inclusiv din această simplitate de a canalizare, organizare pe anumite chestii. Mă, ce știi să faci? Să dau cu sapa, să strâng șparanghel. Păi atunci aia faci, ești cel mai bun. Noi vrem să strângem și șparanghel, să fim și IT-iști, să fim și medici, să fim și profesori și așa mai departe. Nu merge. Trebuie să structurăm cumva lucrurile. Despre asta este vorba în toată povestea asta. Deci, și avem foarte acum, ce văd eu necesar, este ca să facem o analiză la sânge, nu numai societății civile, că este problema sociologilor să facă treaba asta. Dar noi trebuie să facem un inventar, trebuie să facem un inventar la toate nivelurile, tot, dar cât mai sincer posibil, ca să nu ne mai mințim peste 4 ani de zile. Și să fim sinceri cu noi. Asta este. Știu, da, și cu noi personal. Îmi dai dreptate, îmi dați dreptate când spun că societatea românească are nevoie de o reformare atâta mentalităților și adică noi suntem, vezi tu mi-ai povestit de Suedia, păi noi suntem în urmă, că de aici asta și a spus și Eugen chestia asta, noi ca mentalitate generală la nivel de societate trebuie să reformăm, să ne reformăm, noi încă suntem cu, trăim cu nu știu câți zeci de ani în urmă față de ce se întâmplă în Europa și totuși și noi suntem Uniunea Europeană. Și reține, democrația, dacă este să căutăm scuze, democrația din România este o democrație foarte tânără, are abia asta 30 da. De ani. Dar democrația asta a fost furat, startul ei a fost furat de către aceeași clasă politică, servicii de securitate, nomenclatori și așa mai departe, și este perpetuată și acum. Și vă spun încă un adevăr. Se trag toate sforurile ca să se perpetueze și încă 4 ani de zile. Și încă 4 ani de zile. Dar asta e normal, tu nu spui niciun secret, pentru că oricine este, bine acum nu vreau să jignesc, deși ar merita-o, oricine nu are suficientă materie în creier și totuși deține puterea, dar nu numai, oricine deține puterea, face tot ce îi stă în putință să o păstreze. Deci ăsta nu e un secret ce ne-ai spus. Asta e o realitate, nu se întâmplă doar în România. Deci evident că trebuie să ne așteptăm, nu că vor 4 ani. Ei ar mai vrea încă 50, adică ar mai vrea și copiii copiilor lor tot la putere să fie. Păi haideți să facem, să lucrăm cu materialul clientului. Noi ca și cei care, că eu înțeleg foarte bine și dinamica asociațiilor, grupurilor civice și persoanele care se implică civic, dar înțeleg acum prin prisma implicării la un partid mic cum este Partidul Verde, este ca să analizăm și să vedem ce se poate face. Să nu aveți impresia că nu se poate face ceva. Poți să tragi semnal, poți să vorbești cu europarlamentari, poți să faci petiții, poți să faci proteste, poți să te iei de presă cât este ea, mă înțelegeți? Poate soluții nu vor veni peste o săptămână, dar dacă suntem cât de cât disciplinați și suntem tenace, vom vedea un rezultat peste jumătate de an. Eu nu îmi doresc acum că cât mai multe persoane, grupuri civice și partide politice, să scrie Parlamentul European problema pădurilor, problema apei, problema aerului și problema gunoaielor. Astea le văd eu prioritare acum, lucruri care se pot face de către fiecare,
să ia o hârtie, să intre pe internet și să dea Google acolo și să contacteze europarlamentarii. Fiindcă europarlamentarii români sunt varză, să o spunem plastic, așa, și cei din Parlamentul României sunt duși cu COVID-ul. Deci soarta noastră e în mâinile noastre. Eugen vrea să mai adauge. Uite ce vreau să adaug. Că tot discutăm să venim cu soluții, să venim cu soluții, să venim cu idei. Uite, am o idee. Nu știu cât se poate pune în practică sau cât poate fi de pretabilă sau cât. Dar uite, am o propunere. Eu nu sunt în țară la ora actuală și nici nu știu când voi putea reveni în țară, ținând cont de evenimentele care se întâmplă acum. Dar uite, o idee. Problema asta ce ține de politică, problema de implicare a tinerilor în politică sau în sistemul de vot, se poate face, de exemplu, nu știu, mergând la școli, la licee, la anul terminal, la clasa a 12-a, un exemplu. Și măcar cerut copiilor informați, uite, vrem să discutăm cu voi peste o săptămână, peste o lună, peste 5, să facem o mini adunare cu clasele de a 12-a, în care să explice chestia asta cu votul. Copii, este foarte, sau tinerilor, sau cum vrei să li se adreseze, este foarte important participarea voastră la vot. Prin participarea voastră în alegerile locale sau generale, voi puteți da un impuls de a merge mai departe, de a se schimba polul politic, de a se face una, de a se face alta. Pentru că atunci, în momentul în care îl facem noi, pe cel tânăr, conștient că trebuie să participe activ la viața asta politică din 4 în 4 ani, atunci noi vom înainta. Atâta timp cât noi nu facem treaba asta, iar eu stau aici de vorbă cu tineri, că cunosc foarte mulți tineri până în 30 de ani, care dacă deschid subiectul politic, se uită cu cinci la mine și zice, a, știi, n-avem chef de asta, hai să facem altceva. Bun, ce vreau să spun, în momentul în care noi îi putem deștepta pe cei tineri, avem de câștigat. În momentul în care ne lăsăm și noi să participe mai mult cei în vârstă, cum ziceam, care se uită la pachetul ăla care îl dă cineva sub nas, dar să zicem, acum au apărut altă șmecherie, că nu se mai duc în campania electorală cu pachetul pentru că li frică, că cineva îi spune, îi face o plângere una alta. Dar există tot felul de alte, de fii satului, de fii orașului, de nepoți, de mai știu eu ce alte festivități, în care să duc și acolo să faci adevărata pomană electorală din ziua de astăzi. Nu neapărat în campania electorală care începe cu 2-3 luni înainte de alegeri. Noi trebuie să ne axăm pe cei tineri, părerea mea, în care lor să le explicăm la școală, nu știu, adunați în sala de sport, știu eu undeva, și cine vrea să participe, adică în primul rând adunați toți și explicat o treabă și pe urmă, băiete, vrei să mai participi? Mai participi, nu vrei să mai participi la dezbateri din astea? Am mai participat, trebuie să vedem și ei ce gândire au, pentru că și dintre ei sunt tineri, dar apar idei care, eu sincer, am mai ascultat idei de la unul, de la altul, în care am rămas un pic șocat ce chiar poate când gândi eram... un tânăr de 18 ani. Chiar când eram onegist, era foarte dificil să ajungi în școală pentru că directorii de școli sau șefii administrației educaționale raionale zicea, nu facem politică. Un ONG venea apolitic să le vorbească oamenilor despre implicare civică sau despre educație de sănătate. Nu facem politică. Vă dați seama să vină cineva de la un partid? Pe de altă parte, asta e o idee bună pentru când... Exact, pentru când ajungem la putere, poate că ar trebui să facem și așa cum e religia facultativă și se duce cine vrea și să permită oricărui cult religios să intre în școală, tot așa și pentru partide să permitem o oră facultativă la care copiii să invite pe cine vor de la orice partid vor, ca să afle de la vârsta de când deja încep să aibă drept de vot sau e pe cale să ajungă să aibă drept de vot și de a candida, să poată cunoaște viața politică, oameni politici vii.
din cartierul lor, din localitatea lor. Deci e o idee bună să influențăm modificarea programei școlare, măcar la nivel facultativ. Ar fi periculos să cerem o oră obligatorie de educație politică, dar la discuții, la cercuri politice, să se discute și cu politicieni. Mai bine îl trimiți pe Popa în școală și îl înveți pe copil de mic să stea cu capul plecat și cu mâinile împreunate să se roage la înger, îngerașul meu, decât să-l permiți să se ducă un politician sau un om care vrea să transmită un alt mesaj și să-l facă pe ăla tânăr să stea cu capul drept și demn și să-și poată hotărâi soarta altcumva. E mult mai ușor de a-l conduce cu capul plecat decât să meargă drept. Scurt. De asta guvernanții și fac parteneriat cu Bor și cu alte biserici influente și nu vor concurență și nu vor oamenii să fie educați și să gândească critic. Preferă să-i știe îndoctrinați și prost informați. Da, Gabi? Da, am să rup un pic firul poveștii, dar în același timp am un clinci simpatic cu domnul Ștefan Bogdan, care ne urmărește, îl salutăm de aici. Și legat și de ce ai zis și tu, dragul coleg, treaba stă în felul următor, apropo de COVID și de disciplină. În România se întâmplă asemenea abuzuri în partea autorităților, indiferent care fie alea, pentru că noi nu avem o mentalitate colectivă pozitivă, disciplinată la locul ei. Suedia nu are nevoie de polițai și de armată ca să stea la fiecare sat. Mă înțelegeți? Aici este diferența. Mergi pe stradă, acum sau la magazin, și vezi că oamenii se feresc unii de ceilalți. Mă înțelegeți? Tocmai ca să păstreze și din politeță și din cauza acestui COVID și de frică aceste reguli. Dar la noi, ați văzut faza de la aeroport, cum a fost în prima zi, toți acolo, Buluc, ziceai că e jocul acela din tinerețe, capră nouă sau lapte gros, și a doua zi, după ce s-a scandalizat oamenii, putea să stea toată lumea, fiecare la 2-3 metri distanță, dar doar cu amenințări. Ăsta este nivelul nostru. Învățăm ceva de aici și aș dori, Oleg dragă, ca atunci când încheie această emisiune, să tragem fiecare câte o concluzie. Și cred că ar fi o idee bună ca la fiecare asemenea emisiune să facem o asemenea concluzie și să invităm și pe cei care ne urmăresc să participe activ, chiar scriind acolo și sugerându-ne idei. Fiindcă este frumos ceea ce se întâmplă din partea mea, indiferent că suntem 5 pe live, 20, 40, 100, 200 sau așa mai departe. E greu de gestionat un live cu mai mult de 5 oameni, de exemplu, și noi vrem să ne încadrăm de regulă într-o oră. Azi, iată, am vorbit mai mult de o oră. Hai acum, dar la final, cine și ce concluzie poate trage din această polemică? Că n-am fost toți tot timpul de acord, nu-i așa? Și asta e democrație, e pluralism și e minunat. Concluzia, hai să mă repede eu, că o am în cap și încerc să fiu rapid. Deja, deci concluzia mea e felul următor. Pe de o parte, 1. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi, politicienii, care vrem să fim politicieni noi, cu suflet curat, nu ne aruncăm în luptă să ne îmbogățim și noi, să ne facem palate și așa mai departe, ci ne aruncăm ca să schimbăm România, că nu degeaba l-am întrebat pe Gabi mai devreme ce îl motivează, da? Bun. Avem, dacă noi facem efortul ăsta, dacă luptăm, dacă ne distrugem neuroni și așa mai departe, cerem măcar din partea lor minimum, adică o dată la 4 ani, să meargă la vot. Să facă și ei o plimbare, că și așa e bine să te plimbi 30 de minute pe zi. Și să voteze cu cine vor ei, dar măcar ne-ar arăta un pic de respect. 2. Nu aș vrea să băgăm sub preș toate lucrurile care se întâmplă și din cauza cărora vechea clasă politică întotdeauna iese la suprafață, no matter what, după ce apar afișate rezultatele alegerilor. Și am subliniat aici, da, lumea săracă care votează pentru o pungă de ulei și așa mai departe. Vreau să gândim soluții și vrem soluții să le gândim și noi, cei care suntem apropiați de Partidul Verde, dar vrem și de la cei care ne urmăresc, care poate sunt simpatizanți sau pur și simplu cetățeni ai României. Vrem implicarea lor, da, și eu am dat o soluție.
arborele acesta care este, cum să spun, este stâlpul oricărei societăți, familia, copil, părinte adult, bunic și în cazurile fericite străbunic. Trebuie ca cei tineri care sunt activi și care, da, sunt părinții adulți, care întrețin și copiii ca să îi educe, dar îi ajută și pe bunici poate și așa mai departe, trebuie și ei, fiecare dintre noi în parte, în interiorul familiei, să facem discuții cu ei și să îi convingem, măi oameni buni, dacă nu o mai faceți pentru voi, faceți-o pentru noi. Vă rugăm că suntem tineri și uite, mai avem și copii și vrem să trăiască într-o altă Românie. Și vă promitem că noi o să avem în continuare noi, dacă tu, mamă, nu poți să ai încredere în mine când îți promit că o să am grijă de tine dacă mă ascult și pe mine odată. Sau, da? Și chiar dacă tu poate vrea să votezi, nu știu cu cine, dar votezi cu ce îți sugerez eu că în următorii 20 de ani va fi mai mult vorba despre ce se întâmplă. Bun, cam astea sunt concluzii. Deci vreau să nu băgăm lucrurile astea sub preș și să trăim așa într-o iluzie că ce bine e, că ne mișcăm, că e foarte bine să fim optimiști, să fim pozitivi, dar lucrurile astea trebuie scoase la iveală și găsite soluții să luptăm cu ele. Cum ei sunt, clasa asta politică e atât de cum să spun, nu e binevoitoare, adică are lipsită de scrupule, da? Cum să zic, apelează la toate mijloacele pentru a-și atinge scopul cinic de a câștiga alegerile, de a fi în continuare la putere, recurgând la toate nimicurile de care am vorbit, păstrarea, că asta o fac în mod deliberat, să păstreze jos educația poporului, să-i păstreze săraci, să păstreze birocrația. Când vrei să-ți faci un buletin de identitate, o carte de identitate sau orice altceva, trebuie să alergi la 70.000 de birouri. Astea provin din comunismul ăsta din care ne tragem, din sistemul comunism. Ei le păstrează intenționat tocmai să-i țină pe oameni ocupați și în nevoi și săraci, să nu gândească, să nu aibă acolo 10 minute pe zi sau o oră sau 3 ore în care să stea cu creierul liber, să mediteze, să vadă că există și alte opțiuni. Trebuie să ne luptăm. Acolo e lupta pe care eu simt că trebuie să o dăm. Acolo trebuie să facem. Nu trebuie să așteptăm că ni educă ei, că ei n-au niciun interes să-i educe. Bun, îmi cer scuze, poate mai aveam, dar cred că deja am tras o concluzie prea lungă. Hai, Eugen, Gabi, în ordinea apariției, ca să zic așa, în scenă. În ordinea numerelor de pe ticou. Da, și susțin ce a afirmat colegul în totalitate. Educația trebuie să pornească și de la noi ăștia care totuși mai gândim sănătos și să o transmitem și către ceilalți. Eu deja am început chestia asta, să-mi educ un pic pe aparținător. Sincer, am început. Pentru că de fiecare dată am stat și le-am spus, nu e bine așa. Păi de ce? De fiecare dată le-am adus și argumente, pentru că așa îmi place să port o discuție. În momentul în care fac o afirmație și afirm ceva, vreau să aduc și argumentul care să arate celuilalt că am dreptate în ceea ce spun. Iar chestia asta le-am spus-o la frate, la mamă, la ceilalți din familie, le-am spus, deci statul acasă nu este o soluție. Eu nu mă duc la vot, ba trebuie să te duci. Mama mea este bolnavă, nu se poate deplasa, să zic, foarte bine pe o distanță de un kilometru. Chemați urna mobilă. La sat, da. Da, dar nu se duce. Nu se duce. Urna mobilă nu se duce, că ca să-ți ducă urna mobilă trebuie să fii, nu știu, imobilizat la pat, de exemplu. Nu e imobilizată la pat, doar că fiind mai în vârstă, nu se poate deplasa pe distanță mare. Dar i-am spus, nu contează. Pleci dimineața de la 8 și ajungi seara la 6 acasă, dar nu contează, te duci și votezi. Pentru că așa trebuie să faci. Mi-e de fiori termenul ăsta legal cu aparținători și sper să vină vremea să ajungem noi la putere și să schimbăm din legi și termenul peiorativ țigan și termenul peiorativ
în batjocuri aparținători, pentru că nimeni nu ne aparține, nici copiii, nici părinții noștri nu ne aparține, nici măcar persoana cu care ne-am făcut pereche și am jurat credință în fața altarului și ne-a certificat căsătoria, ofițerul stării civile, nimeni nu ne aparține, nici dacă îl iubim sau dacă ne iubește. Fiecare răspunde pentru faptele proprii și soarta noastră e în mâinile noastre. Gabi, hai, încă un salt. Da, eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și celor care ne urmăresc și au redistribuit emisiunile noastre Verde în față. Din când în când trebuie să spunem, va apărea și Florin Călinescu aici și vor apărea tot felul de experți la noi în emisiune să stea alături. Și eu aș trage o concluzie acestei emisiuni. Este nevoie de implicare, este nevoie de exemple pozitive, așa cum a zis și Eugen și așa cum a zis și Alex. Noi ceea ce facem acum este de fapt un exemplu de asemenea implicare și am să închei cu o chestie practică, în special pentru cei din diaspora, dar cei care sunt în țară și văd ceea ce ascultă ceea ce spunem acum, îi rog să intre pe www.votstrănătate.ro și să popularizeze acest site, tocmai ca românii din diaspora să se înscrie pe acest site din timp, să putem vota cât mai mulți. Este o concluzie, părerea mea, care vreau să spun, dar și utilă în același timp. www.votstrănătate.ro și ne vom lupta pentru votul electronic dacă se poate cât mai bine posibil și cât mai mult posibil, nu numai dacă sunteți verzi și nu numai dacă sunteți implicați în mișcările civice. Hai, Eugen, că mulțumesc. Nu, da. Nu ne dă producătorul afară. Da. Ce vreau să mă adaug și cu asta vă și las eu închei. Prin votul de la distanță, cel cu www.votstrăinătate.ro, cu cât se înscriu mai mulți, cu atât se poate constata adevăratul număr a celor care sunt plecați din țară. Cu cât se înscriu mai mulți, cu atât avem numărul real și adevărat. Este puțin probabil, fiindcă statul român, în păcate, nu duce o campanie agresivă de informare. Trebuie să menținem. De statul suntem noi în acest caz. Noi trebuie să facem. Corect. Dar noi, dacă promovăm și se înscriu cu atât mai mulți și mai mult și mai mult, cu atât e mai bine. Bun, eu vă salut. Vă salut pe toată lumea. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru participare. Da, ne vedem săptămâna viitoare, tot de la ora 7, pe Unde Verde, să discutăm verde în față. Numai bine tuturor, weekend plăcut!